Te ajută să de greață și să... Bună dimineața, oameni buni! Iată că începem o nouă săptămână aici, la Piața Neamț, în momentul în care orașul este din nou pe prima pagină a tuturor publicațiilor, nu numai naționale, ci și mondiale. Tragedia de la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț a făcut ca toată presa să-și îndrepte atenția spre Piatra Neamț într-un efort, ca să spun așa, câteodată aproape înduioșător. Priveam pe toate posturile naționale cum se vorbește despre Spitalul din Piatra Neamț și să descoperă că acest spital, vezi, doamne, este de atâta timp uh, plin de corupție, de etc., etc. Uh, și, până acum, cei din presa centrală n-au fost interesați o dată să vorbească ceva despre piața neamnă, nici atunci când au murit oameni, uh, așa, din vina unora, nici atunci când au fost alte probleme, singura dată când s-au interesat a fost când, vezi, doamne, s-au schimbat managerii în decurs de câteva zile, în rest nu. Iar acum descoperă cu imire, sunt, domne, vedeți ce e acolo, că sistem, că nu știu ce. Ca și în viața de zi cu zi și în privința aceasta a comunicării, lucrurile sunt făcute la heirup. Am participat aseară telefonic la o emisiune pe plan național, la un post național de televiziune și după emisiune, realizatorii de acolo au zis chiar atâtea lucruri s-au întâmplat la Piatra Neamț. Da, chiar atâtea lucruri s-au întâmplat la Piatra Neamț. Revenind, au murit 10 oameni, 7 sunt în stare gravă la Lețcani, Domnul doctor Cătălin Denciu este la, în Belgia, la un spital militar. Lucrurile încep, încet, încet să se așeze, să-și intre în matcă. Procurorul general al României a delegat aici o echipă de procurori pentru a cerceta cauzele acestei tragedii. Ieri seara s-a întâmplat un lucru mai puțin obișnuit într-o asemenea anchetă. Procurorii au făcut percheziții în spital, ceea ce ne face să credem că ori nu li s-au pus la dispoziție toate documentele cerute, ori au avut suspiciuni că mai există și alte documente. Nu vom ști până când nu se va face o comunicare oficială în acest sens. Deci s-au făcut percheziții. Tot seară, destul de târziu, destul de târziu, am aflat de la DSP că nu exista un aviz pentru uh, ceea ce se numește funcțion schimbarea secției ATI de la 3 la 2, etc. E destul de bolmojită toată situația, dar avem comunicatul și o să rog pe colegul meu, Bogdan, dacă poate să-l și pună pe pe ecran, pentru că acest comunicat este destul de interesant în, și prin modul în care a fost redactat și prin ceea ce spune în el. O să încerc să vi-l citesc și să-l încercăm să le explicăm. S-a spus așa Domne, acea modificare făcută la ATI nu are avizul DSP-ului. Au ieșit cei de la spital, Consiliul Județean, de la conducerea centrală a PSD-ului, a ieșit chiar domnul chiar domnul, da, am înțeles, nu se vede comunicatul, nu e o problemă, o să îl citesc în integralitatea lui. Chiar domnul președinte al PSD de la nivel național a ieșit și a fluturat avizele de la DSP, care spuneau ei că există. Iată ce ne spune DSP-ul aseară târziu ca să ne dăm seama cum stău înainte. Aș vrea însă să-mi permiteți 5 secunde să fac niște legături pe, pe ceea ce transmitem noi ca să poată fi văzut de cât mai multă lume acest material. Deci, comunicat de la DSP, având în vedere informațiile apărute în cursul zilei de astăzi, 15 noiembrie, referitoare la avizarea modificărilor de structură și mutarea pacienților COVID-19 de la etajul 3 la etajul 2, în vederea informării corecte a opiniei publice, facem următoarele precizări. Înainte de a face precizările, vreau să spun ceva. Să fiți atenți la ce spune aici și după aceea o să comentăm niște lucruri pentru că nici DSP-ul nu este atât de îmbrăcat într-un halat alb și imaculat cum am putea crede. Secția ATI din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț a funcționat anterior de desemnării acestei unități ca spital COVID, adică înainte de a intra în stare de urgență, cu modificări, așa, așa, pavilionul chirurgic, la etajul 3, pavilion chirurgical, fiind autorizată sanitar cu un număr de 24, la etajul 2, scuzați-mă, cu un număr de 24 de pagini. Deci etajul 2, 24 de pagini. Pe data de 26 martie 2020, a solicitat spitalul avizul DSP în vederea modificării structurii secției ATI. Deci, la începutul pandemiei, 10 paturi pentru pacienții pozitiv COVID-19, intubați și cu uh, potențial de agravare, la etajul 3. 24 de paturi de la etajul 1 pentru pacienții suspecți, așa, rămân acolo, de la etajul 2, scuzați -mă. Această avizare, solicitare, a fost avizată pozitiv de DSP Neamț. Deci, practic, față de ce era înainte de pandemie, 10 paturi la etajul 3. În data de 13 a 4 a 2020, Spitalul Județean revine cu o nouă modificare de structură în vederea avizării de către DSP, care nu a avizat secția ATI. Unitatea sanitară a funcționat cu această structură până pe data de 14 noiembrie, deci de pe 13-a, 4 -a până pe 14 noiembrie. Pentru mărirea capacității secției ATI au fost modificate circuitele funcționale de la etajul 2 prin construirea unui perete. Aici urmau să fie tratați pacienții pozitivi în două saloane de către 8 paturi. Până în, la acel moment pacienții pozitivi erau tratați la etajul 3. Pentru aceste modificări unitatea sanitară nu a solicitat avizul Direcției de Sănătate Publică. Reconfigurarea secției ATI și mutarea pacienților pozitivi de la etajul 3 la etajul 2 a fost realizată fără aviz în ziua de 14 noiembrie. Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamșor, care unitate sanitară cu paturi, au obligația de a solicita și a obține anterior intervenției vreunei modificări, deci înainte de a face modificarea, fie de structură, fie de circuite funcționale, avizul direcțiilor de sănătate publică județene. Semnează în corpore conducerea DSP Neamț. Deci, asta înseamnă că formal nu exista avizul DSP. Lucrurile au fost bălmăjite zilele trecute că ar fi existat un aviz verbal că s-ar fi discutat, dar că scris nu există nimic. Pe de altă parte, spuneam că nici DSP-ul nu este chiar atât de imaculat. Pentru că ne aducem aminte cu toții și dacă nu intrați un pic pe mesagerul de neam sau pe oricare alt ziar local și o să vedeți o prea frumoasă conferință de presă Ținută la spital în care, dacă nu mă înșel, era domnul manager Micu și cu domnul doctor Verzea în care se vorbea despre aceste mutări și modificări. În mod normal, nu cred că cineva din conducerea DSP n-a văzut acea conferință de presă să le spună băieților, băi bă, aceștia, dar voi aveți aviz de la noi, ați făcut vreo solicitare? Îmi vine greu să cred că nu se știa dar stricto senso pe documente, pe ceea ce spune acum DSP-ul aici, nu a, nu a fost solicitat și nu a existat din această cauză avizul Direcției de Sănătate Publică Neamț. Va fi un factor, această hârtie va fi un factor decisiv probabil în momentul în care se vor trage concluziile anchetei, dacă nu cumva există totuși vreo hârtie, ne putem aștepta la orice. Acestea fiind zise, să spunem că, din acest punct de vedere, cei de la spital sunt vinovați. Acum ajungem la cealaltă poveste. De ce sunt vinovați cei de la spital? Pentru că, dacă vorbim strict profesional, și strict având în vedere atribuții, capacitatea managerială sanitară a domnului Micu, el este nevinovat în legătură cu spitalul. Adică este nevinovat pentru că oricum nu are nicio legătură cu spitalul, în afară de faptul că a devenit brusc favoritul președintelui Consiliului Județean Neamț și a fost adus la spital ca să îl conducă la vremuri de criză. Nu uitați oameni buni, cei care plângeți pe umărul domnului Micu că știa exact la ce sunt hamă și a ajuns acolo, fără concurs, el a ajuns acolo numit, dacă nu mă înșel ceva, consilier juridic, o chestie de genul ăsta, a angajat pe legea aceea care permite angajări în pandemie. Bine, permite angajări în pandemie pentru bolnavi, pentru medici, pentru personal sanitar, dar la noi au fost angajați de ahurta cu toții. La un moment dat, în perioada asta, și lumea uită, na, asta e, a depus cerere de angajare și a și fost angajat pentru o foarte scurtă perioadă de timp, inclusiv șeful de la achiziții din Consiliul Județean, tot pe prevederea asta legală, domnul Mihail Popescu. S-a uitat, probabil că procurorii se vor duce și în direcția aia să vadă de ce trebuia angajat domnul Mihail Popescu la spital în vreme de pandemie. Revenim, deci domnul Micu este nevinovat în legătură cu spitalul că nu știe ce trebuie să facă. Deci nu știe ce trebuie să facă. Cine mai știe la spital ce trebuie să facă? Probabil că nu este ascultat. Probabil că cei care știu sunt supra-solicitați, și aici da, există supra-solicitare. La nivelul medicilor și al personalului sanitar. Pe de altă parte, haideți să mai spunem ceva. Există un medic epidemiolog care răspunde de spital și care este teoretic toată ziua acolo și supraveghează ce se întâmplă în spital. Probabil că acel personaj priceput în meserie știa de această mutare și dacă nu izbucnea incendiu și nu era tragedia cu 10 morți, toate lucrurile mergeau bine mersi înainte, pentru că nu e așa, nu s-a întâmplat nimic. Nu s-ar fi întâmplat nimic. O asemenea modificare probabil că ar fi avut nevoie și de un aviz al Consiliului de Administrație al Spitalului. Nu știm dacă s-a făcut acum, dar dacă s-a făcut Consiliul de Administrație al Spitalului și a participat și directorul de SP la acel Consiliu, e greu să spui că nu știai. Eu înclin să cred că nu s-a făcut Consiliul de Administrație. Pe de altă parte, ca să înțelegeți exact mentalitatea pe baza căreia funcționează Spitalul, ieri a fost o ședință de Consiliu de Administrație. Unde s-a ținut ședința de Consiliu de Administrație? La Consiliul Județean. La ședință ne-au spus oameni că a participat și președintele Consiliului Județean. Probabil că banii venind de la Consiliul Județean l-au invitat acolo să discute. Dar numai faptul că ședința s-a ținut în Consiliul Județean spune multe. N-am văzut acum, cum vedeam, când se făceau conferințe de presă în curtea spitalului. O prezență activă a celor din Consiliul Județean prin spital. De ce? Probabil că sunt mai sensibili și nu suportă mirosul de carne arsă. Acestea fiind zise, să, să mergem mai departe un pic. Avem tragedia. Probabil vom găsi un injectomat care n-a funcționat, o rețea supraîncărcată și de aici s-a întâmplat totul. Dacă ancheta se va opri aici, vom avea din nou doi acar un sau trei, cum s-a întâmplat la Giulești, când a plătit o asistentă sau o infirmieră, nu mai țin minte exact, și probabil că lucrurile vor merge după aceea sub același preș acoperite ca și până acum. Dacă însă ne întrebăm cum s-a ajuns să funcționăm în felul ăsta, ca un injectomat să nu, să nu își facă datoria și o priză să fie supraîncărcată, ne arunc, ar trebui să ne aruncăm un ochi pe istoria, nu foarte recentă, a spitalului. Că începând de prin 2011 încoace, s-au schimbat managerii, nu numai acum nouă, lumea nu se uită. Au mai fost perioade de genul acesta la spital, când s-au schimbat managerii. Tot așa. Și nu a existat continuitate, nu au existat planuri. Iar ce spunea ieri aici, în emisiune, Codrus Munteanu, care recunoștea, pentru a fi director, trebuia să fie momâie la mâna celor care, de fapt, conduceau spitalul prin ordine venite din altă parte. Și aici nu putem să nu-l amintim pe domnul Dan Vasile Constantin, consilierul președintelui și președintele Consiliului de Administrație de la Spital. Un personaj care acum ar fi trebuit să iasă și să dea niște explicații. Este președintele Consiliului de Administrație de la Spital sau Consiliul Director. El este omul care a fost în toate la spital. De la concursuri, de la negocieri, de la negocieri cu constructorii, este omul care a avut grijă, nu-i așa, să avem un spital funcțional și foarte bun. Să ne aducem aminte, apropo de faptul că acum avem înghesuială mare pe la UPU și stăteau pacienți tratați pe afară. După un control făcut la spital în 2019, la începutul anului, dacă nu mă înșel, în prima jumătate a anului, s-a descoperit că spitalul, în integralitatea lui, are probleme aproape în fiecare secție, bucătărie, etc. Atunci, managerul de atunci, Codruz Munteanu, a zis, Doamne, nu se mai poate, trebuie să facem reformă, așa. Brusc, așa, din buzunar, a apărut proiectul unui nou spital, aprobat de toți consilierii județeni. Deci dacă consilierii județeni, acum, unii, din altă parte, a ieșit politic, spun, doamne, noi nu, au aprobat atunci nou spital. Și el fiind atât de înalt, cât, câte etaje erau? 13? Nu mai țin minte să-mi spună cineva dacă erau 13, 11, 14. Deci fiind atât de înalt, nimeni nu s-a mai uitat ce e în spatele lui. Și Rahatul a început să fie ascuns în continuare sub preș, că noi vom face un spital nou. Odată cu spitalul nou care se făcea și creștea de la zi la zi în planșe și în machete și în proiecții virtuale, funcționa spitalul vechi. Și proiecte finanțate pentru extinderea UPU, de exemplu, și a altor trei pavilioane, erau lăsate deoparte, pentru că, nu-i așa, aveam spital nou. Și UPU funcționează acum în aceeași structură închistată, nu are spații suficiente, iar acum trebuie să pună și două, să improvizeze două saloane, dacă nu mă înșel, două paturi de terapie intensivă unde să tradeze bolnavii grav de COVID. Dacă nu vom înțelege toate aceste lucruri, nu vom înțelege tragedia de la Piatra Neamț. Trebuie să înțelegem că spitalul acesta de la piatra neamț, are, cum să spun eu, niște caracteristici. Caracteristicile țin de faptul că nu există, nu a existat conducere asumată și independentă administrativ la spital. Toți cei puși acolo au trebuit să execute ordine. Inclusiv, ca să nu fie discuții, Marius Ghineț în alea trei zile când a fost pus acolo, a trebuit să execute și el niște ordine. Deci, ca să fie foarte clar, numirile în Consiliul de Administrație au fost făcute întotdeauna ținându-se cont de criterii politice, cu excepția celor funcții care nu puteau fi ocolite director de SP, etc., care erau puși acolo în virtutea funcției, dar director de SP era pus tot pe bază de recomandare politică sau de în zona de locuit. Știți? Când era președinte Consiliului Județean din Roman, conta dacă erai la Roman. Când este de la Grumăzești, contează dacă ești din zona Târgu Neamț. Când era Pruteanu, conta dacă puteai să te lipești de vreo farmacie ca să dai medicamente prin de ghea la farmacia respectivă a ficei sale. Deci, tot, aceast, tot acest sistem nu l-a inventat Ionel Arsene și cu Dan Vasile Constantin. Sistemul funcționează în jurul spitalului de mult timp, ca să fim foarte cinstiți. Și el a fost ridicat la rang de artă în această Periodă, cu opt manager, cu toate aceste lucruri. Asta e. Dacă nu înțelegem situația, lucrurile vor continua. Un medic din spital a trimis o scrisoare unui colaborator al nostru, pe care noi am publicat-o aseară, care spune simplu, acest spital nu a avut circuite funcționabile niciodată. Poate se exagerează în anumite zone, dar în mare așa stau lucrurile. Și atunci se întâmplă tragedii. Sunt singurele tragedii petrecute la Spitalul din Piatra Neamț, am uitat cazul Sechel. Să nu uităm de Colegiul Medicilor, această instituție profesională care acum este vocală și dă dă sentințe tehnice, a izbunit focul acolo, etc., etc. Dar când a murit un om din cauza datorită, din cauza a cel puțin unui medic, dacă nu doi, care au omis să-și ducă treaba până la capăt, colegiul medicilor, a folosit un preș mare, impermeabil și care acoperea și mirosul. Pe de altă parte, să recunoaștem eroismul medicilor care lucrează în spital și al întregului personal sanitar care lucrează în spitalul județean Piatra Neamț. Trebuie să fii erou ca să lucrezi în condițiile astea și trebuie să ai multă dragoste de meserie și de oameni ca să reziști aici. Acestea fiind spuse, aș vrea doar să mai adaug că, așa cum spuneam la început, domnul Micu este total nevinovat în legătură cu spitalul, pentru că el oricum nu știe de cu ce se mănâncă managementul sanitar. În schimb, domnul Micu nu este un om care nu se pricepe la management în general și la managementul afacerilor personale. Domnul Micu trăiește destul de bine și fără salariul, salariul, mă rog, retribuția de la Spitalul Județean, cu tot cu vouchere, bonuri și indemnizații speciale. Domnul Micu are mai multe spații apartamente închiriate pe care marea majoritate le-a obținut în perioade revolute 2004-2007 prin zona aceea când nu era politician. De ce i-o fi trebuit lui conducerea spitalului municipal, spitalului județean din Piatra Neamț? De ce o întrebare la care probabil numai dânsul poate răspunde și cei care l-au convins să vină aici, sau poate vor răspunde procurorii. Ne oprim aici, vă dorim o zi liniștită atât cât se poate și depinde în continuare de noi, așa cum a depins de noi și până acum și s-a ajuns în situația asta, ca lucrurile să-și revină. Și să nu uit, o să-mi cer scuze de la colegul care se pregătea să închidă, se discută tot mai mult acum despre un spital nou municipal la Piatra Neamț. Am urmărit discuțiile, am urmărit lorile de poziții și, dincolo de entuziasmul acesta și dorința feroce de a face ceva, că lumea e supărată și cei care dispun de fonduri vor să ajute să se facă lucrul acesta, ar trebui să nu cădem în panta cealaltă, să facem rapid ceva, fără să ne gândim cum se face un spital și pentru ce se face un spital municipal, pentru că nu poți să faci un spital care să suprapună peste Spitalul Județean ca structură, pentru că s-ar putea să ai probleme de finanțare. Deci lucrurile trebuie. Gândite de specialiști în sănătate, dar nu gândite patru ani, ci foarte rapid, și după aceea identificat terenul și dat drumul la toate lucrurile premergătoare începerii unei investiții. Este nevoie de un spital municipal, este nevoie de voință politică. Pot să vă spun sigur că există foarte multă voință la nivelul societății civile ca acest spital să se facă. Mai rămâne ca cineva să-și asume rolul de catalizator. S o să și lasume asume primăria? Greu de spus. Greu de spus. Nu știu dacă pașii făcuți de primărie până acum sunt încurajatori în acest sens, dar ne vom convinge. Acum chiar închiem. Cele bune, o zi cât se poate de liniștită.